Bun găsit, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult să vă revăd, iată, după o mică vacanță în care a lipsit. Începem șirul unor dezvăluiri în aceste emisiuni pe care le realizez aici la DC News. Primul invitat, iată, după vacanță, este prietenul și celebrul avocat Matei Stoienescu. Bine ai venit! Salut, bună, bine te-am găsit! Am zis, cel mai bine este să încep cu tine, iată, după această vacanță, să discutăm un pic. Pentru că chiar dacă a fost vară, s-au întâmplat niște lucruri și niște cazuri destul de grave. Și aș vrea să încep cu acest caz care îmi spuneai că te bucuri că începem să discutăm. Acest caz al Spitalului Pantelimon. Eu când am intrat în vacanță, debutase cu faptul în sensul că procurorii au decis la scurt timp reținerea două doctorițe, acuzată de moartea unui pacient. Sesizarea s-a făcut la parchetul capitalei de către o asistentă care susținea că într-o perioadă scurtă, 4-7 aprilie, cam 17 pacienți au decedat în mod suspect. Era vorba de tratamente care nu s-au dat pacienților. Te rog, Matei. Da, din păcate, și acum sigur nu este o opinie exclusiv personală, ci mai mult așa din cele auzite, din păcate, există o practică, și nu numai la nivelul României, la nivel internațional, sigur este o practică după conștiința fiecărui doctor sau asistent din cadrul ATI-ului, acela de a tria, de a face acest triaj oarecum divin, dacă îi putem spune, între cei care merită să li se acorde o șansă sau cei cărora este poate mai bine să le fie tranzitat. Da, dacă au o suferință au o foarte suferință gravă, e discuție. Dar deocamdată, legislația românească nu permite această opțiune, aceea de eutanasiere sau de moarte asistată sau cum se mai numește în alte legislații, respectiv acela de a sprijini, de a ajuta pacientul, evident cu acordul familiei, de a face trecerea către eternitate mai ușor, evident, sigur, cu respectarea tuturor normelor în vigoare și nu numai, și mai ales a celor care privesc umanitatea. Dar de aia subiectul nu poate fi tranșat atât de ușor, pentru că el are o componentă juridică, are o componentă morală, are o componentă religioasă, are, deci, și medicală, că punctai tu bine. Și medicală. Eu, din păcate, în această vară mi-am pierdut mama, care a fost tot în grija unui serviciu ATI, la alt spital, e adevărat. Cred că poate fi spus că nu ne fiind de privat, nu cred că este o problemă. A fost vorba de Spitalul Colțea. De stat, da, Spitalul Colțea. Unde trebuie să recunosc că mama a primit o îngrijire extraordinară din partea doctorului acolo. Mai mult, fiind un comunicat la un moment dat, că de-aia aș vrea să fac această mențiune. Te rog. Fiind un comunicat că în cazul în care starea sănătății și evoluția nu va fi cea la care eu mă aștept, nu neapărat doctorii, atunci va fi intubată, va fi, spunându-mi se că astfel i se facilitează trecerea către neființă. Se facilitează într-o manieră medicală cu respectarea tuturor demnităților și tuturor protocolelor medicale avute în cadrul spitalului. Ei bine, aici nu știm și nu cred că știm deocamdată dacă au fost respectate aceste protocoale. Matei, ce înseamnă ajutorul de a nu mai suferi? Pentru că e o discuție, asta spun și medicală, noi nu suntem specialiști. Tu ai trecut prin această tragedie, mi-închipui cât de greu ție. Sigur, dar am avut parte să văd din păcate am fost. Cum se întâmplă chestiunea asta? Adică, apropo de cazul Pantelimon, și am văzut ce este referat, spun procurorii așa. Sunt niște registrări în care că doctorița spunea la fel: domnule, dar eu vă zic sincer, dacă nu se mai poate, nu se mai poate face nimic. Și vom vedea. Și se gândea la modul: nu mai dăm tratamentul ca să nu se mai chinuie. Procurorii au băgat la omor calificat. Da. Tu ai cazul acesta personal, durerea asta ta, cu ce s-a întâmplat cu mama ta. Este o durere, este ce ți-au transmis de fapt? Tu ești avocat, știi? Nu asta. Exact, Laura, asta vreau să înțeleg. Nu asta, pentru că, repet, potrivit legislației noastre, nu avem noi dreptul să decidem dacă cineva moare sau trăiește. Adică trebuie, și mai ales luând-o de la jurământul Ipocrat, nu? Adică problema pe care îl depune fiecare doctor, potrivit de la statutul cadrelor medicale, pot de la legislație incidentă. Omul când moare,
nu-l ajut eu să moară, îl ajut, sigur, cu ghilimele de rigoare, fie îl ajut administrându-i ceva care îi grăbește sfârșitul, fie neadministrându-i ceva, asta pentru că poate să fie prin acțiune sau inacțiune, prin omisiune. Inacțiunea, înțeleg că este acuzată aici, dar înțeleg că acea substanță... Că este vorba de o reducere. Da. Aceea nu este neapărat o omisiune, dacă din o perspectivă legală, dacă vedem că îți încadrăm... Deci tu spui că acest caz... Asta este o acțiune, faptul că am redus... Nu are susținere, asta mă înțează de la tine. Ca acest caz, cred că deschide o cutie a Pandorei care trebuia să fie deschisă de mult, pentru că sigur că s-au auzit opinii și în sensul că... Mai ales medicii susțin. Mai ales medicii, sigur că da, că sunt niște practici, asta nu exonerează de răspundere nici civilă, nici penală, nici morală, nici de nicio altă natură. Faptul că este, cum se spune, oarecum de notorietate, faptul că ocuparea unui pat într-o secție ATI reprezintă o problemă, pentru că până una alta din lipsa patului, din lipsa personalului. Aceeași problemă. Sigur, și trebuie să eliberăm patul. Dar nu cu orice cost și nu cu orice preț și nu încălcând legislația în vigoare și nu în ultimul rând încălcând normele morale. Eu am înțeles așa, poate greșesc, în fine, repet, nici nu am specialitatea, doar mă uit la medici, eu sunt foarte atentă când vorbesc medici, că pentru până la urmă este meseria lor, ei știu, din păcate și eu m-am confruntat cu niște probleme și atunci am apelat în ultimii ani destul de des la medici, consider că sunt tratată bine, corect, pe problemele de sănătate și fără medici nu putem supraviețui. Ei trebuie respectați, pentru că cutia asta Pandorei de care vorbeai și tu e reversul medaliei, știi, pot pleca, se simt umiliți. Și pe cazul ăsta, ce am înțeles eu, că acea substanță noradrenalină e destul de periculoasă, cu efecte secundare, se dă acestor pacienți într-o stare destul de gravă și că acea reducere, în fine, nu neapărat a fost o premeditare a unui omor, spun medici, majoritatea medicilor. Nici eu nu mai procurorii. N-am vorbit de cazul Pantelimon, n-am vorbit în sigur general. Da, dar contează, pentru că de fapt general. Asta aici este. Sigur că da, va trebui făcută și o expertiză. Va trebui văzut măsura în care... Dar procurorii spun clar, e un omor calificat. Bun, cu premeditare, știi? Nu, procurorii nu de la parchetul capitalei. Slavă Domnului, încă trăim într-o țară în care nu avem o singură parte care și acuză și dă și o sentință. Da. Nu știu, a mai fost în această postură mai de mult. Procurorii fac o încadrare juridică, deci doar prezintă faptele, fac o încadrare juridică generală, raportată la probele care sunt la acest moment, la plângerile eventual care au fost făcute de către persoanele vătămate. Da, și atunci, fost. Sigur că da. Și sigur, bun, că este poate fi considerat subiectiv un rechizitoriu sau asta e altă discuție, dar de cele mai multe ori știm foarte bine, cred că procurorii nu acuză. Procurorii nu acuză și nu dau soluții. Ei doar potrivit datelor, documentelor, faptelor probelor, ar rezulta că ar fost săvârșită această faptă. Dar sigur că aici revine și rolul avocaților de a administra probe, de a solicita mare curaj pentru acest procuror de la parchetul capitalei, repet, un parchet, își fac treaba procurorii de acolo, că nu s-au aruncat aiurea. A, sigur că da, încadrarea juridică, asta este. Curajos, nebunesc, depășește acea cutie a Pandorei. Ce vorbeam, discuție în societate. Ce vorbeam mai devreme, faptul de a acționa, ca să nu repet, n-a fost o omisiune. Nu a fost vorba că nu i s-a administrat ceva care a cauzat decesul. Nu. Faptul că i s-a redus, am înțeles eu, treptat această doză, trebuie văzut măsura în care, din perspectivă medico-legală, a provocat decesul și a fost într-adevăr intenția directă sau indirectă de a provoca decesul sau eventual, nu știu, de a pur și simplu, poate nu mai era necesară în opinia acestui doctor această cantitate de substanță. Dar încă o dată, problema este un pic mai amplă. Aici, raportat la cazul de față, având în vedere că este în derulare, nu știu, bănuiesc că au fost făcute sau solicitate măcar și niște expertize judiciare. Și o autopsie, medicală, probabil, cea mai importantă. Sigur că da, adică măsura în care există o legătură directă de cauzalitate între reducerea acestei substanțe și decesul... Crezi că pot demonstra acest lucru? Aici este o întreagă discuție. De aia când v-am spus că este o problemă morală pe de o parte și legală pe de altă parte. Pentru că, așa cum și tu ai și eu, am prieteni doctori, am cunoștințe,
Este greu, este dificil. Este dificil în momentul când ai o persoană care se află într-o fază terminală de a putea stabili cu exactitate care este cauza decesului. Pentru că până una alta, cauza decesului este divină și ajungem într-un moment în care nu se mai poate face nimic pentru că trebuie să plecăm. Ei, bine, dacă acel moment este produs artificial de către un medic, un asistent, printr-o intenție directă, indirectă sau e neglijență, sigur că vor urmi și de o răspundere penală, pentru că până momentul orei decesului, acea persoană este un cetățean. Da. Și orice faptă îndreptată împotriva lui se sancționează potrivit legii, fără niciun fel de alte discriminări. Sigur, dacă să facem tot așa ca un cadrare, să ne jucăm, am putea vorbi de niște circumstanțe atenuante sau agravante, raportate în funcție de starea de sănătate a acelui pacient. Dar el este un om viu și care, dacă este, viața lui este pusă în pericol, în momentul ăla vorbim de răspundere penală. Tu ești un avocat foarte bun, știu că și modest. Nu cunoști dosarul. Știu că nu prea îți place că nu cunoști toate datele din acest caz și așa e și normal să tragi o concluzie. Dar cu ce avem acum public, tu ca avocat, cât crezi că stă în picioare aceste acuzații de omor calificat și ce șanse au victimele pentru acele daune? Pentru că e specializat în civil și în daune, nu mai spun. Acum, daunele sunt în cazul unui proces penal, în cazul în care el este producător de prejudicii și în cazul acesta, nu cred că mai are rost să mai comentăm, cel puțin ca și în cadrare juridică, câte vrem vorbim de un omor calificat, automat persoanele care, familia, se consideră cel puțin prejudiciată, iar Dumnezeu să mă ierte că nici nu știu cum putem să facem această încadrare pentru pierderea unei vieți sau cât valorează o viață. Dar, repet, în România s-a întâmplat așa ceva? Îți fac o paranteză. Sincer, acum eu am avut câteva cazuri, n-aș vrea să dau nume, dar în care evident că s-au făcut oferte de niște zeci de mii de euro. A trebuit, sigur, poate și într-un mod umoristic, dar destul de serios, să amintim cazul Ciomu. Da. Că uite, dacă... Am uitat de acel caz. Dacă o parte a corpului a valorat 500.000 de euro, ori o viață cât valorează? Adică, sigur, Dar în afară de cazul acela, există în România... Nu este vorba de punerea unei etichete. Cam greu să dovedești. Nu se poate pune o etichetă pe valoarea vieții. Până una alta, aceste acoperirea prejudiciilor cauzate printr-o faptă penală, pe latura civilă a procesului penal, poate fi văzută și ca o sancțiune a celui care a săvârșit fapta sau a celui care este ținut răspunzător pentru cel care a săvârșit fapta, în cazul nostru, fie spitalul, asigurătorul, etc. Pentru că, repet, sunt aspecte care nu sunt comensurabile, nu pot fi stabilite în bani. Da. Cât costă un picior, cât costă o mână, cât costă o viață. Nu putem să punem în această... Și atunci există mai multe criterii de stabilire a acestor praguri de despăgubiri și care pot fie în funcție de nevoile propriu-zise ale familiei respective, care, să zici, prin fapta săvârșită nu mai pot fi duse la îndeplinire de către defunct, sau în cel mai rău caz, în cazul în care nu există neapărat o posibilitate de cuantificare exactă a prejudiciului, până una alta nu trebuie să nu uităm că, repet, este vorba de o sancționare a unei conduite reprobabile a celui care a săvârșit fapta și pentru care poate fi ținut să răspundă el sau cel care este ținut răspunzător pentru el, respectiv angajatorul, etc. Sigur că de cele mai multe ori în dosarele de malpraxis, că până una alta aici ne vorbim de un dosar de malpraxis, malpraxisul care, din păcate, în România are o exprimare destul de generalistă și lasă locul multor interpretări, chestiune care mai mult este împotriva doctorilor, zic eu, decât în favoarea lor. Că până la urmă se întâmplă, din păcate, și aceste lucruri, iar nu de puține ori doctorii stau cu teama că, normal, nu-și doresc ca pacienții să le moară, mai ales pe masa de operație. Nu să le moară, să pățească ceva. Dar și să moară. Nu e ușor, un doctor e și el om până la urmă, intră, poate salveze o viață, adică sigur intră. El intră să o salveze, acum nu putem să punem semnul egalității, apropo de încadrarea pe care ai zis-o. Cât de greu e să intri a doua oară. Omor calificat este și în cazul în care vorbim de cineva care este împușcat pe stradă. Da. Bun, deci... Clar, doctorul n-a intrat să omoare pe cineva. Ei bine, în cazul Pantelimon se cam vorbește de un pistol.
Da. Pentru se că, cam vorbește, pentru da. Că în momentul în care eu cu bună știință reduc o substanță care ține în viață o persoană, în momentul ăla nu știu măsura în care n-am un piel, ca eu cam am un pistol. Deci dacă acesta a fost scopul urmărit, în momentul ăla, într-adevăr, am avea o problemă din această perspectivă, pentru că acea substanță era glonțul și pistolul era acel potențiometru de stabilire a cantității de substanță, da, pe care trebuie să dovedești. Deci aici, bun, sigur, trebuie dovedit. Prin ceea ce spuneai tu. Trebuie dovedit. Astfel, că în momentul eu nu știu cum ar sta în picioare. Asta dacă am urmărit, dacă s-a urmărit sau s-a acceptat eventualitatea producerii decesului, adică de încadrare în zona intenției directe sau indirecte, care poate fi inclusiv schimbată încadrarea juridică într-un omor din culpă sau... Deci nu neapărat trebuie să rămânem cantonați în acest omor calificat, care, repet, poate să fie, este și în cazul clanurilor. E foarte puternică acuzația, da? Păi, da, dar, încă o dată, dacă eu am urmărit, am știut, am cunoscut și am fost conștient de tot ceea ce fac și am urmărit decesul acelei persoane pentru a libera patul, pentru că aveam alții care așteptau. Așa se spune. Ei bine, în momentul ăla este doar o diferență poate de pregătire profesională, intelectuală între un doctor și membrii unui clan. Și sabia și potențiometrul de la... Deci despre asta este vorba. Interesant, în referatul procurorilor, cum o descriu pe una dintre doctorițe, ca fiind doamna cu coasa, așa este spunea, tocmai că în dorința de a elibera acele paturi la ATI, avea această practică foarte gravă, prin declarația primei asistențe și așa mai departe, că înțeleg că mai sunt niște martori grave. De acolo. Sunt practic și mai grave și nu numai în România. Nu li se dă apă de la ATI, și pentru că știm foarte multe. Bine că deshidratarea este dar nu au voie. Una dintre după operație. Da, dar după operație nu. Vorbesc în timp. În timp. Sunt practic, sunt dosare, deci noi nu suntem prima țară din Uniunea Europeană care se confruntă cu asemenea abordare asupra vieții de către sau din partea celor care sunt puși străjeri ai ei, respectiv cei de la ATI, care sunt practic ultima frontieră de cele mai multe ori. Și cu, dacă ar fi să o luăm procentual, eu cred că medicii noștri sunt profesioniști și frontiera aceasta înclină înspre cei care se întorc în saloane decât în cei care pleacă din ele. Da. Dar cu toate astea, faptul, potrivit legislației internaționale și nu numai așa, legislației bunului simț, din păcate nu contează cât de mult bine faci dacă faci odată rău. Iar în cazul în care discutăm într-adevăr de o practică și o uzanță, nu neapărat la nivelul Spitalului Pantelimon, poate la nivelul la un nivel extins, că eu cred că spre asta se tinde, o practică extinsă de către anumite persoane, nu vorbesc acum, nu vreau să generalizez, dar o practică, să-i spunem, managerială. Că n-are legătură cu actul medical, ci mai degrabă cu chestiunile administrative. Pentru că ar fi periculos, dar în fine... Asta, pe aici, spre asta, eu văd bun, că și dacă este așa, cum consider că ar trebui să se schimbe și legislația în România? Spuneai tu că la noi oricum e diferit și e generalizat față de ce se întâmplă în alte state, cu alte cazuri de malpraxis, dosare și procese. E bine, malpraxisul până una alta sigur că presupune și acoperă și neglijența medicului sau doctorului sau neglijența. Dar la rândul ei și neglijența trebuie să fie foarte bine calificată, ponderată și clarificată de către lege sau de către practică judecătorească. Pentru că mai ales în această operațiune atât de complexe asupra unui organism uman, este foarte, e o graniță extrem de fină între a încerca să faci bine și a-ți ieși prost. Da. Și atunci de-aia legislația, din punctul meu de vedere, trebuie să acopere toate aceste aspecte cu specificul obiectului. Și obiectul este omul. Deci de-aia trebuie să vorbim întotdeauna, când obiectul este omul, situațiile se complică. Eu înțeleg că serenitatea este foarte simplă, legislația. De obicei cam și comunică când se întâmplă un caz de malpraxis, familia sau victima sau cel care rămâne cu anumite traume fizice, psihice în urma unui malpraxis. Există așa o negociere pentru ca o bază legală între spital, doctor și partea vătămată.
nu prea se ajunge în instanță, să spun așa. Acum nu știu cât de grave, depinde și ce se întâmplă. Dar înțeleg că e o practică. Vorba de practică aici este... E... O asigurare poate de care vorbeai și tu, exact, a medicului care greșește. Pentru că se întâmplă. E exact despre asta este vorba. Da. Dar este vorba de un sistem, de un triumvirat extrem de bine pus la punct. Uh-huh. Respectiv, doctor, spital, asigurător. Da. Și acest triumvirat este foarte bine pus la punct, întrucât până una alta, iată că ne ascundem în spatele vorbelor frumoase, ne ascundem în spatele durerii, dar am văzut nenumărate cazuri în care persoanele nu urmăresc decât, evident, obținerea unui folos material, să spunem, printr-o sau ca urmare a constatării unei culpe medicale, pentru că de cele mai multe ori, în funcție de obiectul cauzei, nu se mai poate și acoperi prejudiciul printr-o restituție in integrum, respectiv reducere la viața celui care a fost, să spunem, obiectul culpei medicale. Dar, și atunci, practic, este vorba de întotdeauna noi ne ascundem în spatele cuvintelor. Noi avem, și nu neapărat noi românii, în general avem noi latinii, să spunem. Nu spunem lucrurilor pe nume, încercăm tot timpul să folosim tot felul de analogii, de metafore, dar până la urmă lucrurile sunt foarte clare. De aceea sistemul anglosaxon e un pic mai direct. Adică în cazul în care, într-adevăr, vorbim de un malpraxis constatat sau, să spunem, necontestat de către spital, în momentul ăla, într-adevăr, se trece la masa negocierilor, unde de obicei asigurătorul și este poate cel ar fi care... și corect până la urmă, dacă nu există o culpă de aia evidentă, ca un medic, nu știu, cu premeditare sau și-a dorit, cum spuneai aici tu. Este chestiunea de premeditare raportat la obiectul, la obiectul muncii, la profesie de medic, care prin atât prin multitudinea de cazuri, multitudinea de spețe, de acum ar fi în cazul nostru, în cazul avocaților, faptul de a fi în permanent contact cu probleme medicale, de obicei grave, că aici vorbim de chirurgi, pentru că n-am prea auzit de dermatologi sau care să aibă plângeri de malpraxis. Da, bineînțeles. Da, în momentul când tu intervii, ai o intervenție chirurgicală care presupune deschiderea unui corp uman și din momentul ăla se poate întâmpla orice. Sigur, în momentul în care, nu știu, tu deschizi respectivul câmp de lucru, îl deschizi pe hol cu o țigară în gură și fără mânuși, în momentul ăla, sigur vorbim de o intenție, de o culpă medicală gravă, constatată, nici măcar și incontestabilă. Dar în momentul în care, nu știu, se ciupește un vas de sânge, sigur că putem să discutăm în privința culpei, vinovăției și încadrării juridice atât de puternice. Da, interesant acest caz, pentru că este exact, repet și eu, ce ai spus și tu la început, s-a deschis o cutie a Pandorei și de aici vom trage niște concluzii, cred că cu toții, inclusiv poate modificarea legilor, să fie mult mai clar. Și aștept și eu un rechizitoriu, clar acuzațiile, chiar sunt foarte curioasă în susținerea acuzațiilor ce probe sunt. E interesant, e o discuție. Vedem. Vreau să discut cu tine și alte cazuri interesante care au fost în această vară. Iată, nu a trecut mult și frații tăi au fost din nou reținuți. Înțeleg că și eliberați, unul în arest la domiciliul, celălalt în control judiciar. Acuzația foarte gravă, adicot, de abuz, mă rog, grup infracțional organizat, abuz sexual, manipularea împotriva a 34 de fete femei, pentru că erau și minore. Mai sunt acuzații foarte grave. Adică și cum căpcăunii ăștia doi au venit în România, au ales România, au spus-o singur că în România e foarte bine, fac ce vor. Și par așa niște oameni care violează, abuzează femei, fete și le oblige să practice prostituția. Am văzut o declarație a unei dintre ei care spunea, adicotul vrea să ne ia capetele oricum, ne acuză că am făcut metoda Loverboy cu mamele copiilor noștri. Interesant, știi? Și acuzația și ceea ce spun ei. Am stat un pic să procesez. Cum mamele copiilor au noștri. Au copii cu două femei și în acuzațiile, așa spune, în acuzație, așa că de fapt ele au fost și ele racolate, aceeași practică și au copii cu ele. Că, de fapt, metoda Loverboy, frații tăi te-au dus-o la un alt nivel, nivelul de a face și copii cu cele pe care le pune să practice acel video chat sau ce naiba mai fac, că sunt acuzații grave. Pare așa un cartel stat în stat, da. Dar nu înțeleg de ce au fost eliberați așa foarte repede. Nu vreau acuzațiile să... sunt foarte grave. Nici dosarul ăsta nu îl știu. Și sunt niște băieți... Dar voi vorbi la... Da, uite, Matei, sunt niște băieți săraci
veniți din Marea Britanie. În Marea Britanie sunt acuzații de viol, tot din partea unor tineri. Am văzut reportaje făcute de către colegii jurnaliști din Marea Britanie, care i-au acuzat pe cei doi frați la fel de aceleași practici. Este un dosar și acolo și vin în România și ajung multimilionari. În bani, Laura, în cripto, mașini sunt, de sunt milioane tata de două ori. Fete. Da. Poziția, dacă aș fi judecător, poate ar trebui să fiu recuzat din prima, adică să mă abțin. Da, este crunt să te gândești când ești părinte de fată, mai ales. Da. Sigur, aș avea cel puțin la acest moment, sigur, o speranță, dar cred că aș merge și înspre o certitudine că fetele mele nu îi vor cunoaște pe frații tăi sau pe unica ei. Deci, eu cred că aceste probleme trebuie să se ducă un pic mai adânc, pentru că dacă ne uităm numai în mediile, cum se numesc, social media, frații tăi sunt doar o mică parte a acestei probleme. Și avem clanurile. Este o problemă generalizată și este o problemă generalizată care nu știu neapărat dacă a fost făcută cu sub amenințare de către frații tăi sau genul fraților tăi, ci din păcate de bunăvoie de foarte multe domnișoare, majoritatea minore. De aici ziceam și mai ales, am mai vorbit și de prevenție înainte din partea organelor de poliție și cea mai important. Prevenția atât din partea organelor de poliție cât și mai ales din partea părinților. Pentru cel mai important, mediul de acasă. Câtă vreme sunt copii care au sau fetițe care au canale pe diferite medii de socializare, da, de la 12 ani unde se apar machiate și acea evoluție s-ar putea să nu fie una pozitivă, exact, și s-ar putea să fie căutați. Frații tăi, general vorbind, nu îi absorb, nu îi exonerez, foarte ferească bine ai punctat. Dumnezeu. Există acest fenomen, ai punctat foarte bine. Se întâmplă în România așa acest fenomen, fetițele minore care vor să epateze, vor să arate ca de 20 de ani, se uită, iată, la cei cu bani și așa mai. Există. Și din păcate sunt pierdute din mână, în primul rând, de către părinți, pentru că fiecare vârstă își are rolul ei frumuseților. Și apar un tăit. Dar ce este interesant în acest caz, DICOT nu se lasă, pentru că sunt un fenomen media. Nu știu dacă știți. Sunt un fenomen media cu milioane. Nu urmăresc. Nu. Deci au, fii atent, milioane de vizualizări făcute de către fani din toată lumea. La prima lor arestare au venit din Marea Britanie și alte state europene la casă pentru să-l susțină, să-i susține pe frații tăi, pentru că ei dădeau și niște cursuri de cum să fii bărbat. Acele cursuri, ascultă-mă, acele cursuri costau online 1000 de euro, un curs, înțelegi? Adică oamenii aceștia au o practică de manipulare, de a ajunge la tinerii din ziua de astăzi. Cum să fii bărbat, cum să fii șmecher, cum să faci milioane de euro. Nu oricine poate să facă milioane de euro. Acum ar putea să continue podcastul ăsta, cum să fii avocat după ce ai pățit, după ce ai pățit-o ca bărbat. Cam asta ar fi continuare. Înțelegi? Adică, te-au prins ca bărbat, măi, adevărul este, avocatul unui bărbat. Vin doi băieți inteligenți în România și încep să facă milioane de euro. Ei, cum au făcut acești bani? Procurorul DICOT spune, domnule, din aceste practici care sunt aici, ilegale. Aici eu am o problemă, nu neapărat cu DICOT. Acest gen de infracțiuni și acest stil de viață, repet, nu-i urmăresc, dar am văzut că nu trăiesc sub. Nici eu nu-i urmăresc, știi, dar plapumă. Am fost atent așa. A fost foarte mediatizat. Că e interesant fenomenul. Exista sau există un acces aproape nelimitat și nerestricționat la mediile acestea lor sociale în care promovau atât. Și tot ce discutau acolo, exact. Sigur, promovau inclusiv acest Nu se ascundeau. Nu se ascundeau absolut deloc. Asta e interesant, da? Întrebarea mea este, că i-a spus că în România se putea face orice. De ce a durat atât? Da. După ce au apărut primele minore pe site-urile lor sau primele discuții despre cum să faci. Bun. Să faci. Este ilegal. De fapt, ce aici e? Matei, este ilegal acest video chat. Înțeleg că asta ar fi practica, le manipula, le chiar bătea, dar eu înțeleg de așa din înregistrări că erau discuții între ei la modul a, vrei să-ți iei mașină de milioane sau de zeci de mii de euro, îi spunea unei fete. Trebuie să faci nu știu câte ore și era părea de comun acord, știi? Nu, că își dorea anumită mașină. Aici e vorba de ascendentul moral. Și dacă e legal, vreau să știu de la tine. Videocetul este legal, că dacă ar fi ilegal, cred că jumătate din mașinile din București ar fi casate. Și okay. Cred că nu vreau să vorb, să intru mai mult în subiectul ăsta. Da. Dar așa și-ar părăsi majoritatea apartamentelor.
Dar nu e vorba, până la urmă este o opțiune a fiecărei domnișoare de a... Dar minora are voie să facă videochat? Aici e o altă discuție, depinde de unul la mână, depinde cât de minoră și depinde ce face, pentru că videochatul nu presupune să facă și nu știu ce perversiuni. Videochatul poate să se limiteze și la simple discuții și la... Deci, în funcție de și de obiectul lui, ceea ce face în mod concret... Și cât de liberă este voința de a face, pentru că nu trebuie să faci videochat ca să fii constrâns. Sechestrate, să nu fie, să nu fie sechestrate, lipsă de libertate, da. Pentru că până una alta, orice faci, dacă ești sub o amenințare sau o lipsire de libertate sau un șantaj emoțional, financiar, fizic, etc., în momentul ăla nu mai avem o libertate de voință, nu mai avem un consimțământ liber exprimat și în momentul acela orice astfel de faptă de a forța pe cineva să facă orice pe lumea asta este condamnabilă și blamabilă. Și sigur că da, și sancționabilă din perspectivă penală. Păi, deci trebuie neapărat să faci video chat. Procurorii antimafia Matei pe faptul că cumva au fost fete lipsite de libertate. Hai, sigur, deci... Iată. Obligate să vin, iată, dar sigur. Apare acea chestiune, știi, și cu, și metoda lover boy, și știm metoda lover boy, că se îndrăgosteau de ei. Se îndrăgosteau de ei, dar... Se îndrăgosteau și ulterior le și manipulau să practice așa ceva. Dar iată că au fost eliberați foarte repede. Înțeleg că sunt controlul judiciar, parcă, sau, nu știu, sau nu chiar alții. Ultima oară, așa știam și eu, venită din vacanță, repet, îmi cer scuze dacă nu e așa, unul parcă dintre frați a ares la domiciliu, celălalt control judiciar. Dar destul de repede s-a întâmplat. Ei au mai fost arestați. Și au fost o perioadă mai lungă atunci. Au mai fost arestați. Nu sunt convins că este vorba de fapte noi. Post-arestarea inițială. Da, pentru că a avut aceeași parteneri, acea a fost polițistă. Sau a fost vorba tot de fapte mai vechi care nu au fost cuprinse la acel moment în propunerea de arestare preventivă. Un grup de, ți-am zis, peste 30 de femei obligate de acest grup infracțional organizat. Dacă nu sunt fapte noi, sunt fapte noi și sunt fapte care, să zicem, au fost concurente cu cele pentru care s-a dispus odată arestarea preventivă, în mod normal, procurorul nici n-ar cere. Cred că sunt fapte vechi, plus una, două mai noi. Motiv pentru care s-a considerat că arestul preventiv, dacă odată s-a stabilit de către un judecător că nu mai este necesar, nici acum probabil că nu au mai fost niște elemente de noutate. Ca și este această sarabandă, tot în cazul celor doi frați, de a le lua mașinile, de a face spectacol, toată presa e acolo, bineînțeles, mașini acelea luxoase, înțeleg că există și mașini de peste un milion de euro, nu mă pricep. Au destul de multe amândoi în curte, adică vedem cu toții cum se ridică acele mașini, petrecerile pe care le aveau ei pe iachturi în străinătate, acuzațiile aduse că folosau această practică și în Dubai, adică iată în străinătate cu fetele lor și că de acolo ei au averile acestea de milioane de euro plus cripto plus ce fac ei aceste cursuri, conferințe, că se și întâlnesc cu fanii lor. Măi, parcă era 7.000 de euro... O întâlnire cu frații Tate, un bilet în care te învăța să fii bărbat. Odată. Să fii bărbat și să știi să faci bani. Ca ei, de milioane de euro. Adică, măi, asta e excrocherie pe față. Aș lua cursurile astea, dacă aș fi procuror, m-aș fi foarte atent. Știi, cursurile astea, adică mi se pare, mai ales pentru tineri, știi, că am văzut și după aia m-aș uita să văd câți dintre cei care au urmat cursurile au devenit bărbați ca să începe urmările penale și împotriva lor. Bărbați ca bărbați, dar... Nu, știți că acum depinde ce au învățat. Să ajungi să faci bani, știi, ca ei să fii și maker. Dacă s-au făcut, e un trend. Dacă s-au făcut bani amenințând niște fetițe să facă videochat sau poate mai mult, nu știu, că deocamdată încă nu au fost condamnați. Nu puteți spune, pentru că până una alta, un stil de viață moral, imoral, care este arătat publicului, afișat, sigur că generează atât în mintea unor fetițe, cât și în mintea unor băieței o dorință nebună de a avea acces la genul ăsta de el. Sintagma care i-a și deranjat, cât mai ușor, dacă se poate cât mai ușor, cu atât mai bine. Sintagma care i-a deranjat foarte mult pe procuror și inclusiv pe mine, ca jurnalist, atunci când a debutat cazul fraților Tate cu prima lor reținere și au avut și un comportament între frații, nu mai rețin care, a avut un comportament destul de agresiv de colegii mei care mergeau pur și simplu să relateze ce se întâmplă acolo. Destul de agresiv, adică în fața camerilor să afișeze o agresivitate, îți arăt ce pățești dacă mai vii. Fără să se ascundă, repet încă o dată, a fost o sintagmă, știi, ei se filmau și spuneau, da, îmi place România pentru că în România pot să fac ce vreau. Și nu zic că este amotamo, dar știi chestia asta, aici eu pot să fac absolut orice, îmi place, poate să mă ia, oricum mă eliberez. Știi, ei afișau chestia asta. Asta n-au făcut-o, acum,
să nu se supere frații tăi pe mine, dar n-au inventat ei roata asta. Mulți au spus înaintea lor. Trebuie să avem, măcar să trebuie să fim corecți. Ce nu este regulă la acești frați? Până când aceste parchete specializate, că vorbim de DICOT, vorbim de DNA și vorbim, bine, mai sunt și altele, până când nu și-au intrat ca lumea în atribuții și au început într-adevăr să-și respecte statutele și fișele postului, în România se cam putea face neapărat ce vrei, dar cam în mare parte. Iar foarte mulți au folosit acest gen de abordare oficială, pe față. Se laudă. Acum e adevărat, în anii 2000 poate nu aveam, nu știu, Facebook sau alte, da. Dar se făcea sub alte sau prin alte medii de comunicare. De obicei erau clanuri. Clanuri care făceau și ei tot ce vroiau și, și da. Spuneau lucrul ăsta, dar nu apăreau. În fine, dacă mai apăreau la televizor, nu conteneau să spună lucrul ăsta. Îl spuneau, dar nu prea apăreau nici măcar la televizor. Uite, un caz, cum a fost și Pantelimonul și a fraților Tate, cât de mult stau aceste acuzații în picioare? Eu cred că și în cazul fraților Tate, și acum, sigur, voi risca să... Așa, devin, cu datele pe care le avem, e foarte important. Să devin antipatic și în cazul Pantelimon, suntem departe de a avea niște, un calup de acuzații, o serie de acuzații finalizate. Uh-huh. Eu nu cred că aceste dosare se vor finaliza, nici al fraților Tate, nici Pantelimon, nu se vor finaliza așa cum, sau pe baza a ceea ce avem la acest moment la dosar. Eu am o supoziție, să zicem, că va urma o extindere a urmărilor penale în ambele situații. Pentru nu neapărat acum că, dar nu cred că sunt numai acele doamne doctor vinovate. Da, și nici frații tăi. Că ideea e singuri, numai ei. Au două fete partenere, una a fost polițistă. E, iată. Și mă rog, nu a fost polițist, era șeful pazei lor. Sunt două modalități. Interesant asta, știi, cu fost polițiști. Cel puțin tânăra a renunțat la poliție, se ducă să se ocupe... Și în cazul celălalt e la fel. Și la Pantelimon e interesant, știi? Știți cum, în momentul în care sunt aceste genul ăsta de fapte... Pantelimon, clar, nu putea să fie stat în cineva stat... Cineva face, dar cineva te și lasă să faci. Cum a fost șefa ATI care spunea că bar n-avea că se întâmplă acestea. N-ai cum. Asta spun. Pentru că știi că la 8 dimineața doctorii au raport. De obicei, toate spitalele, mai ales asta de stat. Legea în general spune, știa sau trebuia... Și vorbesc de cazuri, mai ales cazurile grave. Sau trebuia să cunoască. Da. Cam așa spune legea că... Tu spui de lege. Da, dar să cunoască sau să trebuia, sau trebuia să cunoască. Nu ai cum să nu știi ca șef ATI, ca, nu știu, profesorii de acolo, că stau la aceeași masă în aceeași dimineață și discută fiecare caz în parte. Eu te-am spus că acest caz nu cred că va rămâne în această formă, să spunem, uite, simplistă. Apropo de Pantelimon, că vreau să te întreb. M-am uitat, am fost în vacanță o perioadă lungă. Dar m-am uitat într-o zi când crezi că am nimerit, atunci când judecătorii au decis în apel să le elibereze. Mm-hmm. Și am văzut reacțiile în acea zi și a medicilor și a analiștilor pe care știi și tu și a tuturor, contra și pro. Clar se spunea de către medici și anumite persoane, dom'le, e clar că n-a fost, că era discuția pe care ai susținut-o și tu, e o cutie a Pandorei, stai că nu e așa, ce fac medicii, că sunt nevinovate. Interesant că n-au fost date afară, înțeleg că au fost suspendate, li s-a suspendat măcar, dreptul, nu. Dar acum înțeleg că sunt doar în concediu, nu da, știu de care, da, știi? Nu, nici măcar înțeles, atât. Nu. Nu, da. Pentru că statutul profesiei... Și a fost o discuție cu ministru și cu toată lumea... În cazul doctorilor nu este același tip de statut ca în cazul polițiștilor sau cadelor mai apene. În cazul unui polițist sau unui cadru mai apene, sau mi se pare chiar și cazul unui jandarm, în cazul în care începe urmărire penală, din acel moment este pus la dispoziție, cum se spune. Da, adică da. Nu mai poate să desfășoare activitatea, este pus la dispoziția unității, în fine. În cazul acesta nu avem atât de drastic statutul medical. Pe de altă parte, sigur, aici rămâne și acea discuție pe care și tu ai spus-o la începutul emisiunii. În momentul când avem, sau ne purtăm, noi ca societate mă refer, cu niște medici care până la proba contrară beneficiază la rândul lor de o prezumție de nevinovăție, îi ținem până arest, le interzicem profesia, o mică paranteză. Țin minte că când a fost colectivul, acea nenorocire și tragedie de la colectiv, cu puțin înainte,
izbucnise scandalul de la spitalul de Arș cu acele rinoplastii cu și așa mai departe. Da, da, da. Cu operații estetica estetice făcută în spitalele de stat. Dacă am fost și eu chiar pe teren atunci. Exact. Pe bani buni luau doctorii. Corect, corect. Contează mai puțin. Luau bani buni pentru ceea ce făceau. Da, da, făceam în spitale de stat, asta corect, era ideea pe șestache cum ar veni. Sigur că da. Nu-l operam de problemă la nas de sinuzită, îl operam, de fapt îi făceam rinoplastie. Da, și plătea tot așa mii de euro. Nu poate și au fost și vedete. Ai dreptate, corect, da. Dar sunt acolo, care a fost situații? Problema la ură? Au fost puși, arestați o parte din doctor, după aia pus în controlul judiciar, da. cu o obligație suplimentară de a li se interzice exercitarea profesiei. Iar în momentul când a fost colectivul, erau majoritatea doctorilor de la spitalul de Arș erau sub controlul judiciar cu interdicție de a profesa. Și nu erau doctori. Și eu țin minte că au fost câțiva doctori care au plecat de acasă și s-au dus totuși la spital. Și au zis, asta este, arestați-ne. Dar n-aveți, cine se ocupe de asta? Și eu nu sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat. Știi foarte bine că am discutat cu mari medici, profesori, mei care salvează vieți, lumea are încredere în ei. Cu ce a făcut DNA-ul cu dosarele, mă rog, cât au probat din vinovăție sau nu, nu aveau dreptul să intre în spitale să practice meseria, adică pacienții au fost lăsați în aer și sunt doctori foarte buni. Aici, repet, trebuie să aibă, să fie nu vorba de o conștiință profesională, e grav fenomenul atât avocații, ăsta. Avocații, mă refer la avocații care iată, acționează doctori direct. Da, da. Apropo da. De ce vorbeam, că se poate face o negociere, nu-i faci plângere penală direct doctorului chirurg care operează. Pentru că s-ar putea ca acel medic chirurg care operează, în momentul când el știe că peste o oră trebuie să fie la Poliția Capitalei sau la parchet pentru a da o declarație pentru că este acuzat într-un dosar, s-ar putea să-i tremure un pic mâna și să mai facă încă vreo 2-3 malpraxisuri. Deci, ideea, lucrurile sunt, trebuie să avem o conștiință, sigur, și raportată la faptele doctorilor, dar și la ceea ce fac ei în general. Fii atent că aproape s-a terminat emisiunea și vreau să te întreb repede înainte acum. Avem cazul din Brăila, pentru că vreau să le discut cu tine și asta a ținut, să spune, prima pagina ziarelor și mai ales la televiziuni. Cazul criminal din Brăila, dacă ai apucat să auzi, cu acel băiat care a omorât-o pe doctoriță cu foarte multe, foarte violent, știi? Da, adică părea o crimă pasională. Nu părea, trebuia un mobil foarte puternic. Concluzia, după ce a trecut ceva timp, nu vorbește cu polițiștii, nu recunoaște, nu știu mobilul. E foarte interesant acest caz și pentru procuror și pentru polițiști cu care am mai stat de vorbă. Pentru că nu poți să ai o violență în a ucide cu atâtea lovituri de cuțit o persoană străină, un medic la care susții că te tratai și de-aia ai fost în ziua aceea, femeia dezbrăcată, victima dezbrăcată. Interesant și acest aspect cum a fost găsită. Bineînțeles, i s-a găsit sub unghii ADN-ul criminalului, o probă foarte importantă în acest caz. El încă nu vorbește și nu recunoaște și e disperarea asta de a avea un mobil, mai ales a soțului, înțeleg, doctoriței. Interesant și acest caz. Ce crezi că s-a întâmplat acolo? El acuză pe de altă parte familia că nu e el. Nu-mi permit nici din perspectiva faptului că suntem într-o urmărire penală care se află în plină desfășurare. Bineînțeles. Nu vreau, nu sunt, nici nu e meseria mea să fac supoziții. Dar că n-avem timp. Dar. Treci peste și spunem ceva, că e interesant. Păi, trebuie sunt acuzații că poliția... Puteți să vedeți cum a ajuns ADN-ul acela sub unghii, pentru că... Fiind medic, și eu mă gândeam, fiind medic, dacă e chiuretat ceva, poate ajungea, știi? Aia zic, adică faptul că nu dă niciun fel de declarație, după cum bine știm, este dreptul fiecărui inculpat de a nu da declarații sau de a-și rezerva dreptul să dea declarații după ce studiază dosarul. Dar polițiștii n-au ajuns mai multe prin alte probe la mobil, înțelegi? Adică n-au reușit prin alte probe să dovedească un posibil mobil. Adică și ei sunt surprinși, cei care au făcut ancheta, l-au dovedit prin aceste chestii ADN și prin acele filmări cu el fugit din cabinet, s-a schimbat șapca găsită unde a aruncat-o, știi că au luat traseul pe camere odată mobilul ce a fugit. Ultimul de a văzut-o în viață. Mobilul nu e determinant, că mobilul poate să fie și o răbufnire de moment. Și atunci moment. Ce crezi că a fost acolo? Eu am zis clar că, nu știu, pare o violență pasională. Nu la modul că avea o relație, doar mi se pare... Sau poate tocmai că n-avea. Deci, asta un comportament poate obsesiv ceva, nu, o lipsă de ceva. Și am discutat, știu că am mai fost invitat la o emisiune pe acest subiect și exact acest dosar cu siguranță ar fi fost foarte dificil să fie finalizat, să zicem, acum 30 de ani.
în acest moment eu zic, nu vreau să consider că sunt suficient de multe elemente ajutătoare. Camere, știu, video, știu acest lucru. ADN-uri, etc., care, iată că ne pot ajuta. Și ajută în anchetă, asta adică... e clar. Nu asta te-am întrebat, te-am întrebat și eu știu acest lucru, că am discutat și cu ei ce au avut acolo și cum și-au dat seama din prima și toată echipa care a fost și psihologul, profilerul care a stat de vorbă cu el. În fine, ce crezi că l-a determinat să facă o astfel de crimă foarte violentă? Două persoane străine, un... Înțeleg că nu erau tocmai străine. Păi, da, măi, dai pacient s-a dus de câteva ori. Da, la doctorii s-a spus. Și tu mergi la stomatolog și eu. Nu știu dacă... Ce relație eu cred, că, eu cred că dacă era vorba de o crimă pasională, cred că erau niște elemente suplimentare. Vorbesc sigur, telefonul anterioare. Telefonul a dispărut. Anterioare. Telefonul ei a dispărut, atât. Nu bani, nu obiecte pe care le avea scumpe acolo. Și atunci de asta eu mă gândeam personal... Poate a avut o chestie obsesivă, ceva s-a declanșat, având și un trecut infracțional, poate trimitea anumite mesaje pe telefon și poate de asta, nu știu, zic. E interesant că după această crimă telefonul ei dispare, știi, device-ul. Eu cred că pot fi, nu știu, nu vreau să intru în... Eu nu mă refer la o relație, repet. Eu cred că pot fi, într-o ultimă instanță, cred că pot fi măcar vizualizate și mesajele și alte... Da, bineînțeles, s-a încercat practica de clonare... Sigur, nu știu măsura în care vor putea fi și folosite. Clonarea telefonului, așa este. Nu, cu siguranță, nu cred că au fost mesaje pe sistemul oficial, să spunem. Da. Cele alternative, WhatsApp și mai departe. Zi-mi și mie în câteva minute, că așa e normal să te întreb, ce ai mai făcut în activitatea ta profesională, cum mai sunt procesele în România, cum se desfășoară, cum se dau termenele, Laura... Acum judecătorii au pauze și au luat procese, unii au 30 de procese, s-au degrevat de 100-200, dar înțeleg că unii susțin, stau acolo se și... Se urmărește acest lucru, se urmărește o fluidizare. Se urmărește, nu știu cât dar, e practică. Uite, din păcate chiar astăzi am, și nici nu știu ce să răspund, am un client care are amânată pronunțarea într-un dosar din 7 noiembrie 2023. Adică s-a rămas în pronunțare, s-a finalizat dosarul și nu s-a pronunțat până Doamne, acum. Doamne, dar nu e normal. normal că nu e normal. Păi da, eu și nu este singurul caz. Acum. Deci în 2023 ianuarie, tu în ianuarie 2025 noiembrie. Noiembrie, ok. Noiembrie. Un an, deci facem un an. Da. Motivarea era problema că nu m-au voie să o lungească, nu știu cum, adică să nu te pronunți. Nici măcar nu s-a pronunțat asupra cauzei. Și dar de ce pe motiv de ce? Nu că sunt curioasă. Și dacă e instanță din țară sau din București? Nu, e din țară. E din țară. Că e mai greu acolo. Sigur, sub anumite aspecte. Putem vorbi de vârstă, putem vorbi de un schimb de generații. Se face, se întâmplă un schimb de generații. Uh-huh. E adevărat, adică eu sunt undeva la mijloc. Da. Și iată că prind pensionarea unor judecători cu care am crescut și apar figuri noi care cu siguranță dau și un sânge și un suflu proaspăt sistemului de justiție, dar pe de altă parte au o reticență, lipsa de experiență. E destul de greu și dacă nu sunt sprijiniți eventual chiar de către cei de antecesorilor sau dacă ei nu țin cont de sfaturile pe care le primesc, iată că avem un mic blocaj care se tu ca avocat, eu ca jurnalist. Păi cu cei care îi aveam ca surse și am colaborat ani de zile, nu știu dacă mai sunt mulți care n-au plecat din sistem la pensie, mă rog, în fine, cei tineri sunt foarte reticenți la multe chestiuni și parcă au și o abordare de a face anchetele mai total diferite de cum făceau cei înainte, pentru că îmi dau seama din ceea ce se întâmplă, știi, într-un dosar, nu știu, într-un proces. Eu trebuie să recunosc. Sau suntem noi prea în vârstă și ne-am învățat cu alții. Ne place să ne dăm tineri. Acum, nu știu, mă refer la noi avocații care suntem și foarte mari demagoși de cele mai multe ori, acum să fim serioși. Nu sistemul, nu judecătorii au o problemă de cele mai multe ori și noi avem o problemă. Și noi suntem cei, vorbesc tagma noastră, da, și avocații. Nu, și avocații încurcă sistemul judiciar și avocații cer amânări și, adică, și noi tindem să blocăm. Dar pe de altă parte, cumva, și știu că asta se întâmplă în momentul actual de către Uniunea Națională a Barourilor din România, o încercare care va reuși.
de a funcționa împreună, de a funcționa ca un tot sistemul judiciar, adică avocații cu procurorii, cu judecătorii, să existe niște norme, să existe niște parametri și niște principii de colaborare interinstituționale. Ca să meargă sistemul. Și avantajul și clienților voștri și a celor care intră la acest încât lucrurile să meargă. Suntem toți mergem la servici, și noi, și judecătorii, și procurorii. Nici noi nu o facem de plăcere, nici dânsi, adică nu e un hobby. Și atunci cumva, dacă tot mergem la servici, să-l facem cât mai plăcut și cât mai eficient. Tu ești un avocat de succes. Partea financiară e ok. Ai și muncit foarte mult. Muncești foarte mult. Ești dintre avocații așa pe care îi văd eu, nu știu când ai timp de altceva. Multe pe cap și nu e ușor nici așa să meserie de avocat. Eu când vedeam avocații care vin și stau în procese alături de judecători, pentru că și ei de-aia măcar mai erau de două ori pe săptămână, de trei ori poate aveau ședințele de judecată. De dimineață au și în spate, acum, nu că e apropo judecători, dar da, judecători, dar nu susțin, în momentul când ies din instanții nu se duc la bar. O, Doamne, da, și stau în concediu. Au dosarele de sute de pagini pe care trebuie să le... Nu, asta a fost ideea mea, da. Încercam să laud avocații, dar în fine n-ai înțeles nuanța. Că stați de dimineață până seara. Eu cer să mă pun bine cu judecători. Păi lasă că și eu îi susțin și pe judecători. De dimineața până noaptea, până la 1 noaptea, ai un proces, da? Sau fugi de la o instanță la alta, fugi din București, te duci în țară. Mi se pare așa o viață pe fugă tot timpul, nu e ușor să ții pledoariile, să fii atent la dosare. Aici este acea simbioză de care vorbeam. Da, dar partea financiară, tu ești de succes. Cât uși de cât ai un confort financiar. Nu e ușor acest confort pentru că tu atât cât muncești, atât ai. Nu ca și cum îți dă altcineva. Bine, în alt episod ne povestești. Nu neapărat. Lasă-mă să fac și eu o concluzie. Măi, sunt acești tineri avocați care intră, care poate mulți știi că merg și din oficiu și a fost acea problemă, nu știu cât s-a rezolvat, mai ales din partea parchetelor, de a-și primi banii, că reprezintă obligatoriu, reprezintă clienții, care ajung în fața procurorilor îndeosebi. A parchetelor, înțeleg că a fost mare problemă, cu ministerul s-a mai, cu procesele... Parchetele de acolo au banii, la Ministerul Justiției. Da, eu nu credeam că de acolo, știi de ce? Da. Poate greșești tu. Să fii atent. E o problemă. Ce se întâmplă? Că mai nu-și primeau banii. Adică la un moment dat știu că era o chestiune, se gândeau avocații ăștia tineri și susținuți de cei mai în vârstă să blocheze chestiunea asta și nu se poate. Trebuie reprezentanți acei clienți care nu au bani din oficiu. Greu. Cât de greu este pentru un avocat tânăr? E destul de greu și tot Uniunea Barourilor a făcut o chestiune la un moment dat. Inițial s-a dorit a fi o chestiune obligatorie. Cum este în cadrul celorlaltor profesii, că vorbim de executori judecătorești, că vorbim de notari, vorbim de niște limite minimale și maximale ale onorarilor. Bine, nu s-a dorit, până la urmă nu am putut să mergem. E o profesie liberală care este greu să o încastrezi și să o închistezi în niște limite. Da, măcar ala din oficiu, cât ai putea. Dar la acest moment avem niște onorarii care sunt adevărat recomandate. Recomandate și care prevăd niște limite minime și maxime în privința onorarilor din oficiu. Într-adevăr, acestea sunt de multe ori sub spunem, nivelul mării, pentru că vorbim de dosare și aici sunt chestiuni care sigur nu sunt eu măsură să discut. N-am făcut, recunosc, avocatură din oficiu, deși e un lucru pe care eu îl susțin și încurajez tinerii avocați să facă avocatură, dar avocatură din oficiu cu conștiința unui avocat, nu numai să duci să fii de acord cu ceea ce spune partea adversă și să-ți faci doar o formalitate. Pentru că până la urmă avocatura din oficiu nu face altceva decât să te pregătească pentru viitor. Deci e o practică. Da, deci, și într-adevăr, dacă ar fi aceste onorare majorate care de multe ori cheltuielile statului sunt suportate către Ministerul Justiției, sunt niște fonduri care sunt, e complicat a fi accesate. Și baroul și barourile au aceste fonduri. Este un triumvirat și aici care de accesarea acestor fonduri trebuie cumva să crească. Pentru că dacă să iei 200 de lei să te... Eu zâmbesc că am rămas cu mintea tot acolo de unde le vin banii, dar vedem după ce terminăm această emisiune, că știu că problema era... Procurorii sunt independenți, dar până la urmă avem un control ierarhic. E Ministerul Public, știi? De acolo vin banii. Da, de Ministerul Public este o exprimare, nu există un minister propriu-zis public. Da, Doamne, da. Ideea este că asta mă gândeam, măi, totuși voi avocații munciți ca să aveți bani, până la urmă și cu pensia e o problemă, adică cât cotizezi. Mm-hmm.
toată viața asta faci. Da. Ești ca un privat, singur privat. SRL-ul tău alergi. Înțeleg că după modificarea legilor la fel v-au luat niște bani pentru impozite. Și poți și acolo o discuție. Da. S-a mai reglementat ceva? Este ok? Acum... Este înspre bine. Este înspre bine, pentru că până una alta, și acest sistem de solidaritate socială, acum vreau să intrăm în discuții de astea, pe vorba ta în alte emisiune. Faptul de a plăti mai multe taxe în timpul exercitării profesiei și cât ești încă în forță, sigur că acum nu-ți convine. Dar ai reversul medaliei celor care ies la pensie tot în perioada asta și care ies cu niște pensii de nimic. Și li se spune, păi dacă n-ai vrut să cotizezi sau dacă legea nu ți impunea un prag de cotizare mai mare la acel moment, pentru că noi avem niște praguri stabilite de către, Casa de Asigurare a Avocaților. Și cum este la voi? Pensia cum este? Pensia este stabilită, este o lege, un statut. Deci nu, avem... Cum e pensia? Este ok? Poți trăi din ea? Nu tocmai. Deci foarte, pentru că s-a dorit și pe bună dreptate. S-a dorit să nu fie o povară pentru avocați această contribuție la pensie. Dar pe de altă parte, în momentul în care ieși din profesie și ieși cu o pensie care nu-ți... Păi da. Deci, și iar, mai iar poți este... munci și, mă rog, ai o vârstă. Sigur, există celelalte piloane. Poți să-ți faci o pensie privată, poți, adică ai o pensie obligatorie care ți este impusă prin statut să o achiziți. Și sigur că da, în cazul în care tu dorești să poți să faci o contribuție la un fond de pensii privat sau așa mai departe. Nu te oprește nimeni. Dar în ceea ce privește aceea obligatorie... Da, mă, cât poți contribui pe lună ca tu la bătrânețe câțiva ani buni să primești așa, pe lună... Întotdeauna, da, bun. Orice... Că știi că și eu mă gândesc că și noi avem cei din presă probleme, știi, în sensul ăsta cu pensiile. Așa. Și eu m-am gândit și mă duc către pilonii aceștia privați sau... Ce mai putem face pentru a avea... E cam acea situație, pentru că tot o meserie liberală, știi? Și cea a jurnaliștilor. Sunt principiile de solidaritate, securitate socială, pentru că dacă noi am face doar un... Nu este un împrumut către un fond, pentru că dacă l-am gândit așa, credem că pensiile ar fi bune. Dacă ar fi, dacă tu ai dat 2000 de lei pe lună, să zicem, 30 de ani, hai să facem un calcul cât ar trebui să ți dea înapoi. Eu cred că ți-ar fi suficientă pensia. Dar nu ăsta este principiul de funcționare al sistemului de pensii. Bine. Te mai aștept cu drag la o altă emisiune. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit astăzi. Eu mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. Vă spun la revedere. Aici, Radio DGNews.ro. Un radio care se citește. Radio DGNews.ro.